Bună ziua, oameni buni! Vă prezint brățara alată cu Iisus Hristos din piele neagră. Brățara are gravată pe față o icoană cu Mântuitorul nostru, binecuvântând, și rugăciunea inimii: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Pentru a pune brățara pe mână, trageți ușor de laterale până ce sistemul de prindere este comprimat la maxim. Apoi, introduceți brățara pe mână și desfaceți înapoi prinderea în dreptul încheieturii, reglând dimensiunea brățării după mâna dumneavoastră. Pentru a scoate brățara, trageți ușor de o laterală, comprimând sistemul de prindere și mărind astfel diametrul interior al brățării, după care va ieși ușor de pe încheietura mâinii. Brățara este sfințită de preoți călugări români și a fost atinsă de racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, ocrotitoarea românilor. Creștinii de pretutindeni o cinstesc prin participarea lor la slujbele din 14 octombrie, care au loc în fiecare an la Iași. Românii o cheamă în rugăciune, în orice clipă de cumpănă, cerându-i ocrotire și ajutor. Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată, pe drept cuvânt, ocrotitoarea românilor de pretutindeni. Oameni de pe tot cuprinsul țării vin la Iași să-și plece genunchii în fața raclei cu cinstitele ei moaște, drept mulțumire pentru tot ajutorul și binecuvântările primite de la Sfântă în viața lor. Brățara este lată de 22 de mm, pielea fiind groasă de aproximativ 1,5 mm. Dacă doriți această brățară binecuvântată, găsiți un link în descrierea videoclipului de unde puteți comanda. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!